Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom. Da, a venit momentul culminant al campaniei noastre. Urmează-ți visul. Am cunoscut-o săptămâna asta pe Manuela, o mamă de 35 de ani care își crește cei doi copii, excepționali, singură însă, de la 12 ani Manuela a crescut singură și după ce a terminat liceul a trecut prin multe centre de îngrijire a mamei și copilului, acum locuiește cu chirie, se descurcă cât de cât decent, făcând curat prin casele oamenilor. Copiii, Marian, de 10 ani, și Alicia. Alicia, câți ani ești ai? 6 ani. Așa, Marian și Alicia, Marian de 10 ani și Alicia. Salut, Marian, zic salut și ție. 6 ani. Am înțeles. Salut. Alicia este super încântată, are căștile pe urechi și îi place să se audă la microfon. Înțeleg că vrei să faci cântăreață? Zi da, că trebuie să te auzi. Da. Așa, da. Bine, deci Manuela să rămână și dumneavoastră, doamnă. Bună ziua. Trageți microfonul mai aproape, că e mai simplu Bună așa. Bună ziua. Ați luat bacalaureatul în vară. În toamnă. În toamnă, mă rog. După cât timp de când ați reușit să terminați școala? După 15 ani. După 15 ani, cam așa. Unde ați găsit, doamnă, puterea să vă apucați din nou de învățat și de muncă, să luați bacul? Păi pot să spun că... Nu v-a fost prea ușor. Cea mai mare realizare a mea a fost atunci când am prins încredere. Aha. De ce n-aveați încredere până atunci? Nu. De ce, doamnă? Pentru că eram decăzută, nu mai credeam că pot să fac și altceva decât să fac curat. Și ați luat bacalaureatul și după aceea ați mai făcut un pas în învățământul dumneavoastră, în procesul noastră de educare, nu? Ce ați mai făcut? Am intrat la facultate. La ce mod de spune am intrat la facultate? La ce facultate? Spuneți. La teologie. La asistență, nu? Ortodoxă, la asistență socială. Doamnă, sunteți un exemplu formidabil. Adică mulțumesc. V-ați găsit încrederea în dumneavoastră după ce viața v-a trântit pe jos și v-a lovit în multiple feluri. Da, m-a trântit, da. Noi știm așa că ați crescut singură de la 12 ani, nu? Practic singură, nu? Da. Cum ați reușit, doamnă? Cum ați supraviețuit în primul rând și cum ați reușit să ajungeți atât de departe? Păi pot să spun că nu am avut prea multe... De anul ăsta am reușit ceva concret și până acum au fost doar încercări eșuate. Dar cum era viața dumneavoastră la 13 ani, doamna? La 14 ani, cum era? Cam cum se desfășura așa o zi? Mergeam la școală, la 14 ani, mergeam la școală, eram în primul an la liceu. Uh-huh. Și ce mâncați dumneavoastră pe vremea aia? Trăiam din pensia alimentară pe care o primeam de la tatăl meu încă de la naștere. Și cine vă făcea de mâncare, doamnă? Eu. Dumneavoastră vă făceați de mâncare la 14 ani? Da. Ce vă făceați de mâncare, doamna, la 14 ani? Știți, asta, adică este o vârstă la care părinții încă au mare ziter să-și lase singuri copiii jumătate de zi. Da, așa e. Da. Bun, mai avem niște informații pentru ascultătorii noștri. De când a terminat liceul, Manuela a trecut cu totul prin 10 centre sociale și chirii. Mutările, evident, nu i-au încântat deloc pe copii. Domnul Marian aici de față. Bună dimineața, domnul Marian. Bună dimineața. În ce clasă ești, Mariane? A patra. Câte școli și grădinițe ai schimbat până acum, știi? Nu. Da. Ai, știi, dar te-ai emoționat. Două școli și două grădinițe, cam asta e. Eu la trei. Așa, da, te rog, spune-mi. Spune-mi, Alicia, te ascultăm. Două. Spune-mi, Alicia, spune spre microfon. Negociază numărul de grădinițe. Ia, zi tu. Zi. Hai. Spune. 2 spre 3. 2 spre 3. 2 spre 3, a? Sunteți foarte, foarte drăguți. Povestea dumneavoastră, să știți că a impresionat mulți ascultători și ne-a impresionat și pe noi și ne bucurăm că am putut să spunem povestea dumneavoastră mai departe, să vă dăm exemplu celor care la un moment dat își pierd încrederea în ei. Dumneavoastră sunteți dovada vie că dacă te lupți, ai șanse să câștigi. Poți să mai adaug ceva? Puteți să spuneți ce vreți. Abia vă aștept. Spuneți.
Pot să spun că eu am prins încredere atunci când m-am rugat foarte mult și am avut încredere în Dumnezeu că El mă va ridica, mă va reabilita. Și am știut de când m-am apucat să învăț pentru bacalaureat că El îmi va deschide porți. Adică toată încrederea am avut-o în El, nu în mine, pentru că eu eram destul de descurajată. Mai ales când am început să învăț la matematică, nu pricepeam absolut nimic, absolut nimic. Să știți că și eu m-am rugat la Dumnezeu la examenele mele de analiză matematică și chiar dacă nu se pare, eu sunt convins că m-a ajutat pe aici, pe acolo, că altfel probabil că singur nu reușeam nici eu. E bine că ați găsit o ancoră în credință și mă bucur că a funcționat pentru dumneavoastră. Cred că fiecare este de datoria fiecăruia să-și găsească o ancoră în ceva din jurul lui sau în el însuși, astfel încât să poată să reușească în viață. Avem din partea ascultătorilor diverse surprize. O doamnă care a dorit să rămână anonimă ne-a sunat ieri imediat după ce v-a auzit vorbind în deșteptarea în reportajele noastre și v-a virat deja în cont 1000 de lei. Academia Micilor Developeri oferă acum... Ce vrei tu să te faci când o să fii mare, Marian? IT-ist. IT-ist vrei să te faci. Și îți oferă cursuri de IT timp de 4 ani. Eu vreau să fiu cântăreață. Tu vrei să fii cântăreață. Stai că ajungem și la tine. Deci, în primul rând, domnul Marian, ai încurcat-o să te duci la școală la cursuri de IT 4 ani de acum înainte. O să fiu un IT-ist mare de tot, sperăm, să construiești programe. Acum, stai că am auzit-o pe Alicia spunând că vrea să fie, ce vrei să fii? Cântăreață. Cântăreață. Avem un telefon de la cineva stai care așa. Are... Marian, ajută și pe mami să ascultă puțin în căști. Luca, dă-i căștile lui Marian, lui mami, te rog frumos. Deci fii atent, Alicia. Avem un telefon de la cineva care vrea să vorbească cu tine în mod special, care are ceva care se cheamă o Academie de Arte. Luca, mai stai puțin. Da. Alo? Alo, bună dimineața. Cine vrea să se facă cântăreață? Ok, Hori. Este a mea. Da. Poți să-i spui bună dimineața, Alicia, știi cine este. La telefon cu tine vorbește. A făcut gura mare și ochii mari și poți să-i spui dimineața lui Horia. Bună dimineața! Bună dimineața! Horia, brânciuie cu noi! Alicia, dacă tu cânti precum vorbești, tu o să câștigi Vocea României peste câțiva anișori. Sunt absolut convins de lucrul ăsta, pentru că ai așa o voce frumoasă, așa un timbru plăcut când vorbești, încât cu siguranță o să topești cântând inimile oamenilor. Uh-huh. Vrei să, Alicia, chiar vrei să devii cântăreață? Alicia, Horia vorbește cu tine. Lasă emoțiile și spune-i. Vrei să devii cântăreață? Da. De ce? Îmi place foarte mult să cânt. E, na. Ce-ți place să cânti, Alicia? Cântecele. Știi vreun cântecel? Da, de la școală, dar l-am uitat. Horia, mă bucur foarte mult că sunt în direct. Mă bucur. Seara aceasta e din toate seriile. Lasă câte ceva. Ok. Na. Vezi, Horia, deja bun. Horia o să fie un antrenor cu multă treabă cu Alicia. Dar cred că e important și entuziasmul. Îți mulțumim foarte, foarte mult. Fără îndoială, mă bucur foarte mult că am intrat în direct. Și o felicit pe doamna Manuela. Manuela plânge de sare cămașa de pe ea, să știi. Poți să-i spui, Manuela, sau puteți să-i spuneți bună ziua lui Horia. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult. Da. Cu mare dragoste și mă bucur foarte mult că pot să contribui și eu puțin la dezvoltarea și la acest talent al Alisiei. Îi doresc multă baftă lui Marian în IT. Cu siguranță țara are nevoie de așa ceva. Iar dumneavoastră să vă păstrați în continuare credința, pentru că sunt lucruri frumoase care vor veni în viața noastră, pentru că aveți doi copii minunați. Iar dumneavoastră sunteți un exemplu de mamă pentru foarte multe persoane care ne ascultă acum la Europa FM. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Horia Brenciu, și ne auzim și baftă la spectacol diseară, nu? Diseară, spectacol și diseară. Spectacol, da.
Da, ținem pumnii. Marian, tu ai primit acolo, să spunem și ce, ai un laptop, ai cursuri de robotică cum și de IT și ai cursuri de robotică timp de un an și ai primit inclusiv o cutiuță din care vei face diversi roboței. Alicia, mai devreme mi-ai spus că păpușile tale cele preferate sunt, cum se cheamă? LOL. Și ce ai primit acum? Luca, dacă vrei să împingi puțin alea, că nu mai văd. Mulțumesc, spune și... Luca a venit cu o valiză cu LOL, ceea ce este visul oricărei fetițe, la indiferent de vârstă. A? Și cu o trotinetă. Și cu o trotinetă. Totul pentru tine. Mulțumim. Știi câte păpuși LOL și surprize sunt aici? Ia uite, văd eu, scrie 55 plus. 55? Alicia? Tu câte păpuși LOL ai acum? Păi una. Zim la radio. Una, am înțeles. Și ce știe să facă păpușa ta, LOL? Cuipă și face treaba mică. Face treaba mică. Dar mai sunt unele care înțeleg că scot apă pe urechi, nu? Da. Și altele ce mai fac? Plânge și îi se schimbă culoarea. Îi se schimbă culoarea, am înțeles. Cred că aici le ai pe toate și vin și cu o mașinuță, observ. Mare de tot în care... A? O mașină care se transformă într-o casă. Aha, o mașină care se transformă într-o casă. O să ai o grămadă de treabă cu păpușile LOL. Alicia? Și ce mai au ochii? Cum sunt ochii? Strălucitori, mari și strălucitori, cam ca ai tăi, Alicia. Da, și ai primit și trotinetă și, desigur, și pentru doamna Manuela avem câteva lucruri cu ajutorul prietenilor noștri de la OMV Petrom, care ne susțin în această campanie grozavă. Niște lucruri mărunte, un televizor la care puteți prinde și Europa FM, un aspirator, că am înțeles că era nevoie, și, desigur, chiria pe un an pentru casa în care locuiți, că măcar asta să vă ajute cât de cât să vă dea așa un balon de oxigen ca să stați mai mult într-un loc și să fie pornire. Pentru că dacă, noi așa credem, că dacă ați reușit să supraviețuiți și să învingeți până acum, meritați o mână de ajutor. Deci împreună cu prietenii de la OMV Petrom și chiria pe un an. Vă mulțumesc mult! Cu mare drag! Sunt sărbători și sperăm ca darurile noastre să fie bine primite și cumva, cred că dumneavoastră ați dat deja înapoi societății foarte mult. Ați dat un exemplu de om care nu se lasă înfrânt și face ce trebuie făcut pentru copii și ca și copiii să-și atingă visurile. Îmi doresc în viitor să ofer mai mult. Sunt convins că o să oferiți. Veți termina facultatea de asistență socială și veți face foarte mult bine. Îmi doresc foarte mult. Copii, mai aveți răbdare? Nu. Bine. Vă mulțumim tuturor. Asta a fost un nou episod din campania noastră. Urmează-ți visul. Alicia, să mai treci pe la noi, da? După ce îți desfaci cadourile, tot gata, nu mai putem, nu mai atentă, s-a terminat. Alicia, am și eu o fetiță, îmi dai și mie una din păpuși? A zis că da, extraordinar. Bine, vă recomand să vedeți și înregistrarea, dacă n-ați văzut live-ul, pe Facebook, ca să vedeți și oameni minunați au venit la noi în studio. Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom.